Incident la un exercițiu militar din Polonia la care au participat și soldați români. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, două obuze au căzut accidental într-un sat din apropierea poligonului South Hills din Polonia. Comandantul detașamentului a fost informat că două elemente de muniție au căzut în satul aflat în proximitatea poligonului și a provocat pagube materiale. Comunicatul MAPN nu precizează explicit dacă cele două obuze au fost lansate de militarii români sau au altă proveniență. Comanda detașamentului va pune la dispoziția poliției militare poloneze, care cercetează cauza, toate datele și informațiile necesare clarificării circumstanțelor în care s-a produs acest eveniment. Detașamentul de apărare antiaeriană generat de structurile de apărare antiaeriană ale Armatei Române se află la 15-a rotație în Bemovo Pisky Training Area și are misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Pe timpul celor 6 luni de misiune, cei aproximativ 100 de artileriști antiaerieni români participă la exerciții și activități de instruire alături de camarazi americani, britanici, croați și polonezi, cu scopul îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre ale NATO. Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian face parte din batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din cadrul brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor Focșani.